cunoscută prezentatoare de radio a murit în spital în urma vaccinării cu AstraZeneca. Familia acesteia a declarat că a suferit dureri de cap severe la o săptămână după ce a primit vaccinul și s-a îmbolnăvit grav câteva zile mai târziu. Medicii spun că acest caz este unul foarte rar. Tânăra în vârstă de 44 de ani, care era o voce cunoscută la un post de radio BBC, a decedat în urma administrării cu AstraZeneca. Aceasta a suferit dureri de cap severe la o săptămână după ce a primit vaccinul și s-a îmbolnăvit grav câteva zile mai târziu. S-a stins din viață după ce a fost tratată la terapie intensivă pentru cheaguri și sângerări. Atât medicii cât și familia au fost alături de ea, însă nu s-a mai putut face nimic. Deși rapoartele spun că dezvoltarea de cheaguri de sânge este extrem de rară după vaccinarea cu AstraZeneca, au existat peste 300 de cazuri în Marea Britanie din cele 33 de milioane de persoane cărora li s-au administrat acest ser.